Bună seara și bine v-am regăsit! Începem o nouă emisiune Cocktail. Vorbim despre subiectele din aceste zile, subiecte care au atras atenția buzoienilor și subiecte care au fost trăite de mare parte dintre noi. Vorbim despre Ziua Națională, despre evenimentele care sunt legate de acea zi în Buzău, dar și despre ce face opoziția în această perioadă în orașul nostru. L-am invitat pe jurnalistul Titi Petre, așa cum se întâmplă joia. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, e joie, Titi Petre, așa că ne revedem, încercăm să scoatem ceva bun din vorbele noastre. Dar înainte de a începe tu, te rog frumos să-mi dai voie să-i anunț pe buzoieni că sunt invitați mâine și poimine la două evenimente deosebite care au loc în cadrul sărbărilor normalității. Sărbările normalității care nu fac altceva decât să transmită un mesaj buzoienilor vis-a-vis de violența domestică. Mâine la ora 11 la Sala Mare a Consiliului Județean are loc o dezbatere pe această temă, dezbatere la care participă absolut toți factorii implicați în violența domestică, de la nivelul instituțiilor buzoiene, de la Agenția Națională de Egalitate de Șanse și din cadrul primăriilor din județ și orașelor din județ, nu numai de la municipiu. Deci este o dezbatere amplă, de o mare amploare și de o deosebită importanță pentru ceea ce urmează să se facă în violența domestică, care este un flagel greu de stăpânit la ora actuală. Sâmbătă, de la ora 11, în piața Dacia, încep sărbările propriu-zise ale normalității de la ora 11. Sunt programe dedicate copiilor cu cadouri, cu cântece, etc., etc., de la ora 14 pentru tineret, după care spre seară până la ora 22, un spectacol inedit cu trupe de marcă din România, dar și trupe locale. Așa că, buzoieni, sunteți invitați mâine, care doriți, care aveți timp, de la ora 11 la Sala Mare a Consiliului Județean, iar sâmbătă pe platou la Dacia cu mic cu mare. Cine va cânta? Ne puteți spune câteva nume? Alexandra Ungureanu, Crash, DJ, etc., moderatorul dezbaterii de mâine este Iuliana Marciuc. Iar evenimentele sunt organizate de către? Agenția Națională de Egalitate de Șanse, din cadrul Ministerului Muncii. Buzoienii sunt invitați și bănuiesc că vor avea acces liber la ambele evenimente. Accesul este liber, este gratuit și în special copiii și tinerii nu vor pleca cu mâna goală de pe platoul Dacia, vor primi niște premii, ei fiind considerați mesageri ai normalității în municipiul și județul Buzău. Va fi o chestie frumoasă. Frumoasă și utilă, pentru că, așa cum am spus, sunt multe probleme din acest punct de vedere în toată țara, nu numai în Buzău. În toată țara, iar cazuistica este tratată separat. Vedem la anumite posturi de televiziune câte un caz de care se ocupă și ți se zburlește, se face părul găină, pielea găină, iar la nivelul județului Buzău, cazuistica, de fapt, cazuistica nu prea se cunoaște. Nu se poate centraliza la ora actuală cazuistica legată de violența domestică. De ce? Pentru că te lovești de niște oameni, ca de un zid, oameni care au în spatele lor o legislație, dar o legislație care poate fi depășită. Este cu siguranță depășită și nu poate fi aplicată. Și mai mult, în urmă cu o săptămână, nu știu dacă ai văzut știrea, la nivel național a fost pus în funcțiune un call center, deci victimele violenței domestice pot suna la acest număr de telefon 0800 500 333. Mesajele vor fi distribuite către echipe de intervenție din întreaga țară, echipe de intervenție care nu fac altceva decât să ia cazul în primire și să-l ducă la bun sfârșit.
Mai mult, mâine la Râmnicu Sărat se recepționează un centru special pentru femeile și de copii care sunt victime ale violenței domestice. Victime sunt din ce în ce mai multe, din toate păturile sociale, și toate acestea trebuie ajutate. Într-adevăr, informațiile sunt utile. Probabil că se poate oferi și consiliere psihologică. Apoi există un întreg proces pentru a ajuta. Există un întreg proces și, în primul rând, se pleacă de la consilierea psihologică. Se începe cu consiliere și se termină cu găzduire. O să mai vorbim și spre finalul emisiunii despre aceste două evenimente, pentru că aș vrea să vină cât mai mulți buzoieni, chiar dacă n-au avut vreodată de-a face, din fericire, cu astfel de probleme. Însă, întotdeauna este bine să știm cum să ajutăm persoanele de lângă noi care ar putea să aibă nevoie. Ce se întâmplă? Tăcând nu putem să ajutăm pe nimeni. Ținând în noi, nu putem să ajutăm pe nimeni. Cu niște date statistice nu putem să ajutăm pe nimeni. Trebuie cu toții să înțeleagă că sunt chestiuni confidențiale cu care nu se joacă nimeni, nu te poți juca cu viața unui om, cu familia unui om, cu viitorul unei femei. Nu te poți juca. Trebuie să-i ajuți pe amândoi, pentru că, de regulă, în astfel de conflicte, de fapt, se pleacă de la caz la caz, dar de multe ori astfel de conflicte pot fi evitate și în condițiile astea consilierea merge la ambii parteneri. Ți-am spus, depinde de la caz la caz. Să revenim la subiectele de actualitate. Am început săptămâna frumos, sărbătorind Ziua Națională a României și, de altfel, am avut multe surprize și în Buzău. Una dintre surprizele frumoase a fost prezența numeroasă a buzoienilor pentru a urmări parada. Au fost foarte mulți. Mulți față de anii anteriori au fost ajutați, probabil, și de vremea bună. A fost soare, au fost temperaturi plăcute pentru început de decembrie. Dar mulți dintre ei au vrut să meargă și în Parcul Crâng pentru a vedea sau a simți gustul acelei porții de fasole extrem de scumpe în acest an, pentru a vedea cum sunt cârnații. O întreagă nebunie, fasolea a fost de fapt fără cârnați, a fost cu ciolan, buzoienii au fost nemulțumiți, o să vedem într-un material puțin mai târziu. Aș vrea însă să vorbim în deschidere și despre o altă surpriză neplăcută de această dată. Probabil surpriza a fost doar pentru domnul primar, cel care a declarat în ultima perioadă că buzoienii îl iubesc, că buzoienii îl aleg întotdeauna într-o majoritate care ar trebui să însemne ceva și că nu se simte vinovat pentru nicio problemă din municipiul nostru. Ce au spus buzoienii, cum și-au manifestat iubirea față de primarul Magda, lor, o să vedem. Magda, stai așa un pic. A zis în loc de fasole cu cârnați, a dat fasole cu ciolan. Păi, hai să discutăm despre fasole și după aia despre ciolan, da? Aș vrea, da, o să avem materialul pregătit în câteva clipe, să vedeți și imaginile cu fasolea și cu oamenii care au mâncat-o și despre părerile lor aș vrea să vorbim, dar înainte trebuie să le vedem. Înainte de a da drumul știrii, vreau să spun câteva chestii de vis-a-vis de Ziua Națională. Fie că unora le place, chiar istorici, sau nu le place, 1 decembrie este Ziua Națională. Că îmi place mie și nu-ți place ție, e cu totul altceva. Asta este stabilită. Dacă ne respectăm ca români, trebuie să respectăm Ziua Națională. Și de Ziua Națională cu toții trebuie să sărbătorim. Cum să sărbătorești? În primul rând că de Ziua Națională se petrec lucruri inedite pe care le vezi o singură dată pe an. Ceea ce m-a surprins anul ăsta, comparativ cu anii precedenți, dacă bulevardul, ai văzut, arată extraordinar de frumos și acum cu acele steaguri care au rămas arborate și dă bine, poate. Mă gândeam că spuneți de luminițe, că din punctul acela de vedere nu arată prea frumos, dar vorbim și despre asta. Vorbim și despre luminița, dar întâi să le vedem. În schimb, în oraș, pentru prima dată am văzut foarte, foarte puține steaguri. De regulă, erau steaguri la balcoane, erau steaguri la instituții, erau steaguri peste tot. De data asta, nu numai eu am remarcat, foarte mulți buzoieni cu care am stat de vorbă au remarcat chestia asta.
Nu înțeleg de ce au fost așa de puține. În rest, despre sărbătoare ca atare, că au venit foarte mulți, bănuiesc că la anul vor fi și mai mulți, dacă ai observat, au fost în creștere. A fost în creștere numărul de buzoieni care au venit să vadă acea paradă, au venit să vadă acele lucruri inedite. Și văzând parada, domnule, noi trebuie să tragem o concluzie. Avem totul extraordinar. Avem o poliție bine dotată, pusă la punct, avem un ISU extraordinar de bine pus la punct și dotat, n-ar trebui să se mai vaite nimeni. Am văzut niște mașini, ai văzut ce dotare. Da, din punct de vedere al aparaturii, probabil că aveți dreptate, din punct de vedere al oamenilor care lucrează acolo și al interesului pe care îl dau pentru rezolvarea problemelor, nu știu cât de multă dreptate aveți. Aici ai perfectă dreptate. Eu nu m-am referit la oameni. M-am referit numai la dotări, că dacă e să ne referim la oameni, ne dăm în urmă cu câțiva ani și ne aducem aminte de niște evenimente, dar nu e cazul să facem chestia asta în emisiunea asta. Da, problema este că și toate acele dotări trebuie să fie folosite de oamenii care, domnule, ar trebui să știe cum. Deci dotările trebuie să fie folosite de oameni care să știe să le folosească odată, iar buzoienii să dea Dumnezeu să nu aibă nevoie de ele. Dar atunci când au nevoie, păi să le folosească palea și să nu înceapă să se mai vaită, domnule, că nu avem mașini, că e mașina veche, că e nu știu ce. Dacă se vaită, păi atunci la defilarea de la anul 2016 să vină cu mașinile alea vechi, să spună, uite bă frate, astea-s mașinile pe care le avem noi. De-aia n-am putut să facem dezăpezire, de-aia n-am putut să intervenim, de-aia... Da, sunt mai multe aspecte ale Zilei Naționale și ale evenimentului care s-a desfășurat. Să răcește fasole, bănuiesc. Nu ne uităm la fasole acum, ne uităm la cum au reacționat oamenii și da. Aș vrea să vă știu părerea. Urmărim surpriza despre care vorbeam mai devreme. Adresăm invitația primarului municipiului Buzău, domnul inginer dr. Constantin Boșcodeală, să ia cuvântul. Puțin intimidat domnul primar Constantin Boșcodeală de reacția publicului, cred că nu se aștepta, pentru că tocmai oferise un interviu în seara precedentă și spusese că toți buzoienii îl iubesc. Ce părere aveți? Chiar așa toți buzoienii au vrut să-i demonstreze că nu îl iubesc? Bine, aici când spui toți buzoienii... Toți buzoienii prezenți, domnule Petre Titi, chiar aș vrea să vă știu unde referitoare prezenți? La reacție. Prezenți acolo, în fața domnului primar, care urma să ia cuvântul. La aia s-a referit domnul primar sau? Păi acei buzoieni fac parte și ei din municipiul Buzău. Dânsul s-a referit la toată populația municipiului Buzău. Bine, de aici, vis-a-vis de populația municipiului Buzău, am rezerve, la fel cum și domnul primar are destule rezerve. Nu putem să spunem că toată lumea ne iubește. Nimeni, nici măcar pe Dumnezeu nu-l iubesc toți buzoienii, dar aminte pe sunteți de acord domnul cu domnul Boșcodan. Primar, înțeleg, dar... Vă amintiți în... Cum adică? Stai. Păi înțeleg că sunteți de acord cu domnul primar că se mai întâmplă să existe și astfel de voci, dar că majoritatea totuși este de acord cu ceea ce face dânsul. Numai un pic. Nu putem să vorbim despre o majoritate, nici eu și nici domnul primar, da? Trebuie să ne gândim la un procent cu care... din populația municipiului, un procent cu care domnul Boșcodeală e și primar. Probabil că la acel procent se referea domnul primar. 27% dintre buzoieni. Dar a fost, nu vi s-a părut puțin surprins în momentul în care oamenii au cuvântuit? Era normal să fie surprins și cred că toți am fost surprinși că nu cred că era cazul să intervenim după ce cu 3-4 zile înainte am dat roată Palatului Comunal și am strigat acolo destul. Nu era cazul. Am dat noi roată sau nu, am dat câțiva membri noi buzoieni. Noi buzoieni. Care? Pădă? O să vedem ce s-a întâmplat da. Și la acel meeting. Așa deci spus, nu se cade la o astfel. Nu contează că e Boșcodeală, putea să fie dacă oricine. Doar atunci îl văd și buzoienii pe domnul primar când să-și exprime părerea. Magda, dacă vrei să-l vezi pe domnul primar, îl vezi la 2-3 zile aici în
în fața redacției când vine să-și ia băiatul atunci de la școală. Atunci ar fi și mai nepotrivit, credeți? Dar ai văzut, eu unul îl văd la 2-3 zile, îl văd cum fuge să-și ia copilul de la școală, la prânz. N-am văzut pe nimeni huiduind. Să știți că nu vorbim despre domnul primar în calitate de părinte, de tată, vorbim de domnul primar în calitate de edil, de autoritate a acestui municipiu, prima autoritate în municipiu. Despre asta vorbim și cred că acolo s-au îndreptat părerile buzoienilor prezenți. Nu cred că s-a gândit vreunul că e frumos când merge tânțul la școală. Nu, facem referire la, spuneai, când buzoienii îl văd. Deci îl văd aici de câteva ori pe săptămână și nimeni nu strigă nimic. Da? Sunteți jurnalist de mulți ani, nici nu mai știu de câți nici ani. Nici eu nu mai știu. Vi s-a mai întâmplat în anii trecuți să vedeți oamenii că încep să aibă astfel de reacții în momentul întâlnirii cu primarul Constantin Boșcodeală? La astfel de evenimente vi s-a mai întâmplat nu, să vedeți astfel de reacții? Este primul astfel de eveniment la care am văzut o astfel de reacție. Este o reacție venită ca urmare a mesajelor transmise de, nu zic partid de opoziție, că nu e de opoziție, de opozanții domnului Boșcodeală. Și opozanți nu sunt puțini. Și să ne gândim că în curând o să înceapă campania electorală, dacă nu cumva a început de vreo 2-3 luni de zile. Eu înțeleg campania. Ce spuneți dumneavoastră, că până în momentul în care nu avem un verdict, fiecare om beneficiază de prezumția de nevinovăție. Încercați să spuneți că este vina opoziției pentru faptul că domnul primar a fost huiduit. Nu am zis opoziție, am zis vina opozanților. Până la... Domnule, până are o hotărâre definitivă și irevocabilă, până atunci absolut toată lumea e nevinovată. Despre asta vorbim. Avem pe cineva la telefon. Aș vrea să aflu și părerea telespectatorului. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. Nu știu cum să încep. Încercați. Aș vrea să îmi pun mereu întrebarea. Adunarea aceea de la 1 decembrie a fost o adunare solemnă sau o adunare a unui grup de huligani? Pe mine nu mă interesează ce partid a fost. Nu mă interesează pe cine a hustuit. Mă interesează că a pătat o sărbătoare sfântă a poporului român. Asemenea, oameni, indiferent în ce partid sunt, indiferent ce hram poartă... Nu erau niciun partid, să știți. Erau oameni ca și dumneavoastră. Nu erau niciun partid. Sau, cel puțin, nu erau toți. Indiferent, doamnă... Indiferent că fac parte în vreun partid sau sunt oameni liberi, eu, din bun simț, nu m-aș fi dus să huiduiesc ca un verbezeu sau mai știu eu ce acolo. Acolo erau mii de oameni, domnule, că veniți să vadă ceva frumos și să asculte ceva. Nu să asculte niște huligani. Dumneavoastră ați fost prezent? Ați urmărit parada de 1 decembrie? Da, am fost. V-a plăcut? V-a simțit bine, bănuiesc, de Ziua Națională a României în Buzău? Bine că au intervenit forțele de ordine să-i pună la punct. Au intervenit forțele de ordine? Știți dumneavoastră cum au intervenit forțele de ordine? I-au liniștit. Cum? Păi le-au spus, doamne, ați venit la o adunare festivă sau ați venit să vă puneți toalele în cap aici? A, doar așa cu vorba bună. I-au dojenit un pic pe cei care scandau. Nu i-a bruscat în niciun caz. Le-a vorbit cu bun simț, ceea ce oia care se gau acolo n-au dat dovadă de bun simț. O să vă las să vorbiți și cu invitatul nostru în această seară. Dacă aveți o întrebare pentru dânsul, vă ascult. Nu, n-am nicio întrebare. Vă mulțumim atunci pentru intervenție și pentru punctul de vedere. Să știți că mi-a rămas o amărăciune în suflet când am auzit ce se întâmplă la adunarea voastră. O rușine a fost. Bună seara! Bună seara, o seară bună, sănătate! Da. De acord cu dumneavoastră, telespectatorul nu se intona totuși imnul României. Era un moment în care urma să vorbească primarul Constantin Boșcodeală. Momentul solemn nu este numai când se intonează imnul României. Momentul solemn este de când se intonează imnul României și până când fanfara
își termină cu inul. Ăla este momentul solemn. Bă, o dată în an putem să ne abținem. Este o paradă, este ziua națională. E ziua națională, nu venim nici cu bombe, nu venim nici să-l hudim, nici pe Băsescu, nici pe Iohannis, pe nimeni. Dom'le, de ziua națională trebuie să ne abținem. Și trebuie să ne abținem și vis-a-vis de o serie de comentarii care s-au făcut peste tot, că e imposibil să nu existe ceva la un astfel de eveniment. Nu, atenție, deci nu că este boșcodal, rețin. Putea să fie oricine, aceeași chestiune o spuneam. Dom'le, vrei să-l huidui? Mai ai 364 de zile din an când poți să-l huidui. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră, bună seara domnului Titi Petre. Bună seara. Vă ascultăm. Domnul Titi Petre, cu părere de rău, acum nu sunt de acord cu dumneavoastră. Să vă spun de ce. Eu cred că românii în general respectă foarte mult ziua națională. Mie îmi pare rău că n-am fost aproape de acel grup să mă alătur și eu pentru huiduial. Să știți că în celelalte 365 de zile ca să huidui pe cineva, trebuie să ai aprobare să te manifesti, pe care nu o să o primești. La televizor, dacă vine, nu dorește telefon în direct. Și atunci frustrările cetățenilor se pot manifesta și de ziua națională. Important e că în timpul intonării imnului nu s-a scandat nimic. Toată lumea a ascultat, a luat o poziție de drept fiecare după pregătire. Și, în plus, am observat o chestie. Organizarea a fost foarte defectuoasă. Nu știu dacă ați fost chiar acolo în miezul evenimentului. De ce acea stație nu a fost la o putere de așa natură încât să dea acel ton de sărbătoare adevărat. Nu știu dacă ați auzit. Începând cu primul cuvânt care s-a luat, a fost dată destul de încet stația, trebuia să audă toată lumea și imnul și tot mai bine. Eu cred că a fost intenționat făcut așa. A lipsit acea substanță de sărbătoare, a lipsit și prin acest lucru. O să las pe domnul Titi Petre să vă răspundă. Mulțumim pentru intervenție. Mai aveți ceva de adăugat? Da, aveam de adăugat că aseară a avut o emisiune colegul dumneavoastră, domnul Tăreacă, cu domnul Sinteș. De obicei sunt de acord cu dânsul, dar legat de faptul că a spus că dumnealui nu o să ajungă niciodată să mănânce ciolan cu fasole, să știți că mie mi-a făcut plăcere și chiar am fost. N-ați fost dezamăgiți că nu a fost fasolea cu cârnați, așa cum au promis autoritățile? Nu, sincer, să știți că mai degrabă eu mi-am adus aminte de fasolea de cazan de la unitatea militară când am făcut serviciu militar și a fost foarte bună și chiar am dorit acest lucru. E bine că v-a plăcut ceva de ziua națională în Buzău. Nu m-a deranjat că n-a avut nici ciolan, nici cârnat, nicio problemă. Important e că a fost și o atmosferă așa de un pic de familie, cei care erau acolo. Vă mulțumim. Când vrei să te simți bine, te simți bine. E adevărat. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim pentru intervenție. O seară bună. Da, dacă vreți să răspundeți în vreun fel, să vorbiți despre ce s-a întâmplat cu stația, cu atmosfera. N-am niciodată pretenția ca toată lumea să fie de acord cu ceea ce spun eu. Și nici eu nu pot fi de acord cu ce spun alții tot timpul. Numai că vis-a-vis de acele huiduieli, nu cred că era cazul. Este părerea mea și ne țin la ea. Vis-a-vis de chestia cu difuzoarele, asta s-a întâmplat în fiecare an, deci sabotaj am avut în fiecare an. Dar spune colegul meu, bine spune, că dacă fasolea a fost fără cârnați, stația a fost fără amplificare. Trebuia să se întâmple ceva, să fie în acord. Nu, ce se întâmplă? Aici suntem chiar cârcotași, nu știți, așa se întâmplă. Da, suntem cârcotași, dar cei care s-au ocupat de sonorizare au venit în au amplasat difuzoare în partea stângă și în partea dreaptă niște difuzoare care nu făceau față. Mai avem pe cineva la telefon. Da. Și apoi o să intrăm în pauza de publicitate, continuăm. În pauza de ciolan? Nu avem ciolan, într-o pauză de publicitate doar. Deocamdată vorbim cu telespectatorul. Bună seara, sunteți în direct. Să românile, să trăiți. Bună seara.
În seara asta sunt chiar de acord cu domnul Titi, referitor la faptul că acel protest nu trebuia organizat în ziua de 1 decembrie. Nu cred că a fost un protest organizat, să știți. Ba da. Credeți că a fost un protest? Da, absolut. Unul singur, mă scuzați, unul singur dacă striga și nu avea legătură cu o grupare, era înhățat imediat. Exact. A fost și timpul necesar ca să poată să protesteze și a fost chiar și un meeting organizat tot în această lună de către PDL și PNL. O să vorbim și despre... Au participat numai pedeliștii și spre stupefacția multora, bănuiesc că chiar și a ziariștilor locali, acele 15-20 de persoane care au protestat împotriva domnului primar Boșcodeală, chiar erau rușinați de ceea ce fac. Chiar și domnul Cezar Preda și, mă rog, Raul Florescu, doamna Stoian de la inspectoratul școlar, unde a condus dumneai așa cum a condus, le era rușine de ceea ce făcea. Se ascundeau de ziariști, de oamenii din oraș, de ceea ce făceau. Iar domnul care a vorbit mai înaintea mea și a spus că era momentul ca să își pună oful, nu se face de 1 decembrie, de ziua României. Este rușinos să facem așa ceva. Nu știu, exact cum a spus și domnul Titi, sunt 300 și ceva de zile. Între astea 300 și ceva de zile putea să-și aleagă 10 zile în care să protesteze. Cu siguranță obținea autorizarea acelui protest care voia să-l organizeze. Dacă nu-l obținea, protesta de unul singur. Trebuia să-l băge cineva în seamă. Da, mă bucur că ne-a sunat să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru intervenție. Din păcate nu mai avem timp. Nu deranjați pe nimeni, toată lumea e liberă, așa cum erau liberi și cei care au huiduit, organizat sau spontan, așa cum sunteți liberi și dumneavoastră să interveniți. Nu, totul se face organizat, să știți. Și sunt prea puțini cei care mai sunt de acord cu cei care ne-au tăiat pensiile, salariile, au desfințat spitalele, au trimis medicină afară. Ar fi bine să ne lase așa cum suntem noi. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Vreți să spuneți ceva referitor la părerea domnului? A fost de acord cu dumneavoastră, deci e bine. Nu este neapărat nevoie să fie de acord cu mine. Chestia este că marea majoritate a buzoienilor dezavuiază astfel de manifestări. Chiar dacă unii râd în sinea lor, dar râd la pagubă, pentru că atunci când mă refer la pagubă, mă refer la pagubă sufletească pe care au avut-o ceilalți care au fost. Acolo au fost în jur de 5.000 de oameni. S-au găsit 10, 15, 20 care să huiduie. Dar știți, aș vrea doar să mai vorbim despre faptul că tot de Ziua Națională a României, de 1 decembrie, a fost organizat, sau așa s-a dorit a fi organizat, un meeting de amploare în București, în piața Universității. O mobilizare pe Facebook începând din septembrie, din octombrie, de fapt. Nu s-a mai întâmplat mare lucru, însă mulți erau cei care și-ar fi dorit să meargă, să-și ceară drepturile și sau să-și spună părerile. Nu ți-ai pus un semn de întrebare, nu ți-ai pus întrebarea de ce? Pentru că acum aveam o chestiune precisă și era legat de evenimentele petrecute în urmă cu o lună. Da. Și acum n-au mai venit, iar atunci au venit. Atunci erau jumate dintre ei, trei sferturi dintre ei, erau în costume, aranjați, nu știu mai ce. Și voiau ceva, ăia au obținut, iar proștii care au vrut o chestie pentru români, pentru cei de la colectiv, au vrut dreptate, au vrut să facă cunoscut. Proștii între ghilimele, că până proștii, la urmă... Proștii între ghilimele, că aia așteaptă... sunt proști deștepți. Niște proști foarte, foarte deștepți. Eu cred că până la adică... urmă vor ieși din nou. Probabil că au vrut doar să treacă Ziua Națională a României și au fost așa impresionați de emoția națională până la urmă de Ziua Națională a României și cred că vom avea surprize. N-am înțeles pe foarte mulți când îi cataloghează pe rocări ca fiind de... parcă ar fi de undeva din... Dar cred că nici n-are rost să vorbim despre asta. N-are rost, dar de ce să... despre rocări nu putem să vorbim, da? Dar trebuie să vorbim... despre cei care îi blamează. Trebuie să vorbim în fiecare seară și în fiecare noapte, să-i tăbăcim televizoarele cu toți maneliștii și cu...
Da, cu... Nu, despre rocker putem să vorbim. Vorbim cu rockerii, invităm în studioul nostru, vorbim despre ei, nu vorbim despre cei care nu înțeleg nimic din emoție și din muzică. Poate că ar înțelege, dacă i-ar înțelege pe rockeri. Ce gândesc ei? Cine sunt ei? Și cred că tu ar trebui să aduci măcar un rocker pe săptămână. Dom'le, nu să cânte. Nu să cânte, dar să spună cine este el și ce a făcut el. Pentru că toți rockerii ăia care se aflau acolo, ei aveau ceva în spate. Să știți că acele persoane pe care dumneavoastră nu le înțelegeți că blamează rockerii sunt învățate la școală, la ora de religie, încă din clasele primare, că rockul face rău și că este ceva nociv. De aceea sunt mulți cei care au astfel de idei. O să continuăm discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate și de asemenea vedem ce s-a întâmplat în Parcul Crâng, acolo unde s-a servit celebra fasole de 19,5 lei. După publicitate.